Fermierii au organizat astăzi o nouă acțiune de protest la sediul Ministerului Agriculturii și Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultură. Ei și-au arătat astfel nemulțumirea după ce autoritățile au adăugat noi condiții la regulamentul de acordare a compensațiilor și au cerut anularea lor. Ministrul Vladimir Bolea nu a putut decât să le promită că va încerca să găsească soluții. Fermierii așteaptă un răspuns până vineri. Conform unor noi reglementări intrate în vigoare, fermierii trebuie să prezinte la IPA mai multe documente care le confirmă dreptul de a prelucra terenurile aflate în gestiunea lor. Ar fi vorba de sute de acte pe care beneficiarii de subvenții trebuie să le anexeze la dosar. Agricultorii spun că asta va îngreuna semnificativ accesarea ajutoarelor de la stat. Precauțiile acestea sunt exagerate. Ele nu sunt motivate. Știind care este situația, noi trebuie să mai solicităm teancuri întregi de hârtie, contracte de arendă, chestii, confirmări și așa mai departe. O birocrație extraordinară care ne pune în situație să nu putem accesa aceste ajutoare. După aproximativ două ore de protest, în fața agricultorilor a venit ministrul Agriculturii Vladimir Bolea, care le-a spus că noile reguli au fost stabilite de Curtea de Conturi. În decembrie 2022 a fost control din partea Curții de Conturi, care a stabilit niște lucruri care sunt obligatoriu pentru executare, pentru AIPA. Obligatoriu. Nu pot eu, nici măcar primul ministru nu-și poate asuma astfel de obligațiuni, să le anuleze. Bolea a promis că mâine va discuta acest subiect cu reprezentanții Curții de Conturi și va încerca să găsească o soluție. Vom avea o discuție la prima oră la minister împreună cu AIPA să verificăm încă o dată modalitatea care noi am cerut acum. La protest au venit peste 100 de fermieri din diferite zone ale Republicii Moldova. Acțiunea a fost organizată de Asociația Forța Fermierilor, dar s-au alăturat și membrii Federației Naționale a Fermierilor din Republica Moldova.